Perfect, suntem live. Salutare, dragilor! Salutare tuturor! Uh, nu știu cum vouă, dar mie tare mi-a fost dor de voi. Eu o să și verific dacă suntem live. Uh, și chiar spuneam înainte ca să ies live, ce bine e să ai un job de care să-ți fie dor. Da? Musa ai momentele în care trebuie să iei o pauză, să iei pauză, pentru că dacă nu asculți de corp, te pune pe orizontală. Da, dacă nu uh, acorzi atenție corpului mental, da, te, te bagă și el la knockout. <laughs> și bineînțeles că emoțional începe să danseze în uh, tango de trei cu toate celelalte dar e super fain să ai un, job, adică o activitate, hai să zicem așa, de care să-ți fie dor și la care să fii cu mare, mare drag. o să, dacă ar fi trebuit să vorbim despre oferta lunii, dar, dragilor, deja de atâția ani, grupul de soluții naturale, Așa. Grupul de soluții naturale aveți toate informațiile acolo postate, adică și despre lemongras și despre zenges, și despre oferta lunii, și despre faptul că puteți primi cadou uh, kitul emoțional da, pentru cei care sunteți în familie, pentru cei care încă nu aveți un condotera, scoatem la, la dans, hai să zicem așa, nu la bătaie, un jasmin și cu rose, da, sunt două uleiuri superbe pentru echil echilibrare hormonală, mai ales când vine primăvara, da, vine astenia de primăvară, da? Da, toate stările alea psihoemoționale. Dragilor, pentru cei care nu ați fost uh, anii trecuți pe grup, să știți că și, și pe grupul de Soluții Naturale, dar l-am încărcat și pe YouTube, dacă scrieți Silvia Malik, stres, somn, emoției, da, acolo este un zoom pe care l-am făcut nu știu dacă primăvara trecută, cred că primăvara trecută, anume despre stările astea de astenie, de stare psihoemoțională, neechilibrată, da, despre apatie, despre toate stările astea care în mod special se acutisează primăvara, pentru că practic trecem sau venim după un sezon sec, îi spunem, în care nu avem suficiente fructe și legume, ceea ce influențează automat aportul nutritiv celular, nu avem suficient soare, ceea ce influențează fantasmagoric de mult. Odată, schimbul de substanțe, da, toată uh, chimia interioară, dar este li direct legată și cu echilibrarea hormonală, adică prezența soarelui, automat ne dă o stare de bine, poate um ajută corpul să mai scadă nivelul de cortizol, induce producerea uh, serotonine, da, starea aia de de mm, ce bine mi uh, și gaba, da mai produce un pic de gaba care ne liniștește. În general, nu în zadar, lumea în vacanță vrea la căldură uh, și chiar ascultam un interviu cu doctorul Robert Mol și mi-a plăcut foarte mult cum a zis. Uh, spunea el dragilor, noi nu suntem creați să trăim în, uh, într-o climă super super rece, pentru că altfel am fi toți acoperiți de blană, da, cum sunt și, uh, și urșii, adică am fi super și Am zis, hm, interesant. Deci, practic, avem nevoie de soare și există inclusiv terapia prin soare, în tot felul de, inclusiv în stări de anxietate sau depresie sau alte afecțiuni neurologice sau psihoemoționale în care pacienții sunt tratați da, efectiv cu soare. Și chiar am văzut da, pe munte, adică sus, sus, la înălțime, oamenii stau în costum de baie și îi spune baie de soare, da, ceea ce ajută și contribuie foarte mult pentru starea generală de bine. Ei, după o sezon în care nu avem fructe și legume, nu avem suficient soare da, și avem mai ales vorbim de România. Este uh, perioada aia din an în care nu totul este alb, chiar dacă am înțeles că acum de Paște, nins frumos, mai e ceva ca de Crăciun. Deci vorbim despre un mediu gri, da, despre uh, prea puține culori care să ne înveselească, automat corpul intră într-o stare de oboseală. Și atunci primăvara este musai, da? Să acordăm în mod special atenție corpului. Dar celor ce puțin care suntem la oraș, sau și eu eram la oraș, ne este un pic mai greu. De ce? Pentru că Gândiți-vă că acum, efectiv câțiva zeci de ani în urmă, da, și bunica și mama în povestea, dar și eu mă amintesc de copilăria mea, primăvara ce se întâmpla. Mergeam în pădure, foarte mult. Bine, că adunam noi flori și mure, adică tot felul de ghiocei sau toporași, le spuneam, era musai să se adune, urzică, le urdă, cepșoară, o grămadă de... Um, um, cum se zic plante din flora spontană care erau extraordinare odată pentru deparazitare, da, detoxifiere, re revitalizare, remineralizare, adică practic lumea, lobo mânca, pășteau, da? Oamenii pășteau tot ce prindeau verde. Iar ăsta era un boost fantastic energetic. Din cauza asta și recomand, mai ales în perioada de detox, da? Și de parazitare și mă bucur foarte mult de feedback-ul pe care l-am de la voi, de la uh, Silvia, am scăzut uh, eu tiroxul, da? Sau alte medicații a trebuit să scad până la stare generală de bine, echilibru emoțional, răbdare, somn de calitate, digestie mai bună, da? pielea mult mai luminoasă, adică avem feedback extraordinar și asta mă bucură foarte, foarte mult și ați văzut cât de important sunt pudrele verzi, pe care le-am recomandat de fiecare dată a fi introduse. Și chiar dacă nu sunteți într-un program de parazitare și de tox, acum vorbesc în mod special de asta pentru că am trecut cu echipa și unii încă se țin de acest program, da? printr-un program de deparazitare am trecut și ați văzut cât de important sunt pudrele verzi. Începând de la apa verde pe care am recomandat să o faceți, da? apă de pătrunjel, apă de spanac, apă de chel, orice aveți verde, da? până la pudrele verzi pe care puteți să le cumpărați, practic, plante uh, super verzi, chel, da? pătrunjel, brocoli, sunt o grămadă de pudre, iarbă de grâu verde, uh, de orz, uscate, făcute pudre, da, praf pe care puteți să le introduceți în smoothie. Deci, practic, primăvara este uh, sezonul de renaștere și nu în zadar există două posturi mari, printre care a fost și postul Paștelui, da? și cred că în acest weekend a fost Paștele la catolici, iar weekendul următor cred că este Paștele la ortodox, nu? Dacă n-am greșit, așa este. Și nu în zadar se recomandă acest post, adică se renunță la tot ce înseamnă de origine animală, da, și ideal ar fi să se renunțe și la tot ce înseamnă mâncăruri grase, pentru că pot să fie mâncăruri super grase, vegetale, vegetariene, și să trece la o dietă preponderent alcalină, da, și o dietă cât mai verde, mai apropiată de natură. Deci, practic, inclusiv în religii și în toate religiile mari, o să vedeți obiceiul postului. Da? Și pentru cei care nu ați ținut niciodată post, da, fie că vorbim de postul clasic, ăla religios în care se renunță la orice de origine animală, fie că vorbim de postul, îi mai spune postul negru, pe care unii îl percep postul cu apă, adică nu se mănâncă absolut nimic ca doar să bea apă, iar unii postul negru îl percep și fără apă. L-am ținut și cu apă, l-am ținut și fără apă, l-am ținut și pe vegan, l-am ținut și vegetarian, am ținut și ro vegan. În principiu am ținut cam tot ce am auzit. Și vreau să vă spun că fiecare tip de postă și are rolul lui extraordinar. Cunosc rezultate fantastice după ce o persoană, mă rog, nu doar o persoană, dar persoana în cauză a renunțat doar la zahăr, la, la dulciuri, Uh, alte persoane care au renunțat la uh, zahăr, dulciuri de orice fel, da, nu, la dulce nu mă refer la fructe, da, mă refer strict la zahăr, și la făinoase, adică gluten, tot ce înseamnă făină cu gluten, uh, fie că este grâu, orz, ovăz, da, toate lucrurile astea, sau chiar și la făinoasele care nu au gluten, gen orez, uh, mei, crișcă. Da, Cunosc și astfel de persoane care au avut rezultate foarte faine. Pe de altă parte cunosc oameni care au trecut pe o dietă, există un mare psiholog, un om super fain din Canada, care are o dietă exclusiv pe steak -uri. El nu mănâncă absolut nimic altceva decât steak. Da? Steak e o bucată de carne practic făcută, da? un fel de grătar, da, dar u ușor diferit decât grătarul clasic românesc. Și el atâta consumă, doar steak și din ce am înțeles cu legume. Și a spus că în momentul în care a trecut la această dietă se simte super bine, analizele ei sunt super ok și el are nivelul energetic mult mai bun și nu mai are probleme de sănătate. De ce vă bag în toată... A, da, a, cunosc fructarieni care consumă doar fructe și se simt extraordinar. Cunosc oameni care consumă doar fructe și semințe și nuci și se simt extraordinar. Cunosc oameni care consumă doar fructe și legume, fără nuci, fără uleiuri, da, fără semințe și se simte extraordinar. Deci... Până la urmă, cu cât mai mult studiez, cu atât îți dai seama cât de diferiți suntem și cât de important este ca fiecare să-și găsească, nu aș spune neapărat propria dietă, ci să găsească exact ce îl slujește pe el în ceea ce își dorește. Da? Am avut perioada în care, v-am spus, am, am, avut multe stiluri, n-am avut stilul de alimentar doar pe steak, doar pe carne. Pe ăsta nu l-am încercat și cel puțin acum nu, nu doresc lucrul ăsta, dar în rest am încercat foarte multe. Și vreau să spun că în fiecare perioadă mi-a slujit un anumit tip de post. Spre exemplu, ultimul care l-am ținut de aproape o săptămână, dar fără câteva ore, a fost doar apă. Și m-am simțit extraordinar. Da, am avut niște crize de midecare de legate cu uh, confuzie mentală, cu amețeală, cu ușoară oboseală, dar o stare de aia în care corpul își cerea foarte multă odihnă, pentru că eu am deficit cronic de, de somn, de am și o aplicație uh, super faină pe care vă o recomand, îi spune Rise Sleep, e prima din colț, da? și vă calculează în funcție de ceas dacă aveți la mine la încărcat telefon, vă calculează uh, numărul de uh, orele de somn, da? cât ați dormit, calitatea somnului și așa mai departe și o să, o să fiți surprinși să vedeți ceasul biologic și care este deficitul de somn. Și inclusiv îți prezice nivelul energetic pe care o să-l ai în acea zi sau a doua zi în funcție de orele de somn. Eu am testat. În momentul în care nu sunt ok cu somnul, pot să am cea mai bună dietă, oricum corpul, nivelul energetic și pielea asta va simți big type și starea psihoemoțională, da, bineînțeles. Deci contează foarte mult să înțelegem care ne sunt nevoile de bază ale corpului și în cauza asta am avut uh, bootcamp-ul metabolic în care am vorbit despre rolul respirației, somnului, hidratării, mișcării, nutriției, detoxului, da, am vorbit despre lucrurile astea, după care am avut bootcamp-ul energetic în care am explicat că energia nu este doar ceea ce noi vedem Fizic, da, energia este un cumul sau nivelul nostru energetic este un cumul de foarte multe lucruri, acțiuni, gânduri, uh, totul ce ne înconjoară este energie. Așa că în momentul în care vorbim despre un detox, despre un post, neapărat ținem cont de toate, toate aceste aspecte. Uh, și uh, da, bineînțeles, o să trecem și la cartea să trăim sănătos fără toxine. Am ajuns aproape spre sfârșit și astăzi o să vorbim despre... Uh, rolul postului, da, postul în cadrul detoxifierii, uh, dar un lucru pe care aș vrea să vi-l spun, mai ales pentru cei care încă sunteți în post, dragilor, uh, mai ales pentru cei care aveți un stil de alimentar, vegan, vegetarian, da? ce ar însemna postul? Postul, în primul și în primul rând, este o stare a sufletului. Și pentru cei care au citit o Biblie există la un moment dat în Isaia, un capitol extraordinar, așa e și spune postul adevărat. Și Dumnezeu, la un moment dat, are, mă rog, pretenții sau are un dialog cu oamenii și zice: într-un dialog, da, prorocul vorbește, spune Dumnezeu: oare asta voi numiți post, să-și chinuie omul sufletul și să-și pipirească capul și să aibă o stare de aia, o leu postesc, să se jelească și să se plângă la toată lumea că el postește? Asta numiți voi o zi plăcută pentru Dumnezeu? Postul adevărat este odată să rupi orice lanț al robiei. Și aici, la lanța robiei, putem vorbi și despre dependențele. Da? Dependența alimentară este un lucru extraordinar de um, um, cum să zic, răspândit în zilele noastre, dar prea puțin luat în calcul. Uitați-vă la nivelul de obezitate. Uitați-vă pur și simplu la oamenii care încearcă să renunțe la zahăr. Da? Ce dependență fiziologică și neurologică. Încep să se crizeze dacă iei bucată de zahăr, sau tremură fără doza de cola. Da? Deci, dependența alimentară este una foarte, foarte mare și una nu neapărat sănătoasă. După care avem tot felul de dependență. Dacă vorbim de lanțuri, este ceva ce te ține rob, ce te ține legat. Există dependența legată de substanțe uh, um, chimice, să le spunem așa. Odată poate fi dependența de alcool, tutun sau alte forme de dependențe. Poate fi dependența de jocuri, de uh, jocuri de noroc, da? Gambling le spune, dependența de computer, da? dependența de scrolling, de Netflix, de filme, dependența de bârfă, dependența de ceartă, dependența de gândurile negative. Dependența de a găsi de fiecare dată ceva rău în aproapele tău, asta înseamnă clar că vedem doar ce e rău în noi. Dependența de știrile de la ora 5, dependența de a îți găsi mizerie în care să te bagi, dependența de, de informații care te distrug, asta tot este o dependență nocivă. A rupe lanțul, asta înseamnă în primul rând de a ieși din, a, din ceea ce te robește. Dacă nu poți să spui stop sau nu mulțumesc la ceva, orice ar fi. Chit că este o ceartă, vine ceva, cineva și te provoacă să da într-o ceartă, te angrenează, te, cum să zic, îți apasă toate butoanele și tu simți că nu mai poți și reacționezi, vreau să spun că ești rob. Ești practic un înlănțuit, da? În lanțuri acelui din capăt care trage de fire, da? ca pe o marionetă, în cazul ăsta trage de lanțuri. Dependent de tiparele cognitive ale familiei tale. Așa a fost și mama, așa a fost și bunica, așa a fost și tata, și bunicul, și mai nu știu ce. Dependent de gândurile tale nu o să fie bine, leu toți o să moară, banii se fac greu, copiii se educă greu, totul este greu, totul este rău, toți sunt hoți, toți sunt, nu știu, spuneți orice ce gând care vine repetitiv, sunteți robi al acelui gând. Și de obicei se numește profeție autoîmplinită, gândurile care te Mașină, gândurile care îți vin, numai eu fac lucrurile în casa asta, sau dacă nu fac eu lucrurile, nu merg bine, sau nu mai știu ce altceva, lasă că eu sunt așa și ceilalți sunt într-un alt fel, chit că da, eu sunt bun și celălalt sunt răi, sau eu sunt rău și celălalt sunt buni, sau numai eu greșesc, sau doar mie mi se întâmplă, sau orice gânduri din asta repetitive, vreau să spun că ești rob al acelui gând. Și acum nu poți să interzice păsărilor să zboară deasupra capului tău, da? că mai vine un gând și pleacă, este una, dar le poți interzice să-și facă cuib în capul tău și asta înseamnă a face cuib, înseamnă a sta și a nutri acele gânduri, a le alimenta, a le hrăni. Ești rob. Ești rob al gândurilor tale, al convingerilor tale limitative și al modului în care percepi viața. Este o robie. Dependența de medicamente este tot o formă de robie. Pentru că dacă tu în fiecare lună ești la farmacie cu punga de medicație sau nu poți într-o perioadă a lunii fără medicamente sau nu știu orice altceva care te ține dependent de un sistem, de un... B nu știu, de, de, uh, e un sistem, că până la urmă și sistemul medical e un sistem, și cel politic e un sistem, cel educațional e un sistem. Uh, Gândiți-vă că, practic, toți orășenii, și o spun cu foarte mult respect și iubire, că am stat la oraș, nu numai un an, suntem dependenți de curentul electric, de sistemul de canalizare, suntem dependenți de sistemul de alimentare, da? Magazinele. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă pur și simplu ar dispărea supermarketurile din orașe. Mm. Noi suntem dependenți de sistem. Suntem dependenți de șefii noștri care îți dau de lucru, îți dau salariu și îți dictează când te duci în concediu, câți bani primești și cum îi cheltui. Nu neapărat că îți dictează direct, dar indirect. Atenție! Nu acuz sistemele. Sunt extraordinar de importante și știu că în momentul ăsta, dacă am scoate din priză toate sistemele, da? ne-am sinucide, ne-am tăiat creanga de sub picioare. Dar Practic, rolul postului este o zi în care odată devenim conștienți de lucrurile care ne robesc, de lucrurile care ne, ne fac să gândesc, nu pot, nu știu, n-am cum, da? tot ce ne ține, tot fără de ce nu putem supraviețui sau nu ne vedem viața fără. Și aici mă refer inclusiv la relații de codependență toxice. Da? Copilul se îmbolnăvește, au leu mama și se diminți. Chiar să zilele astea discutam cu o mămică care era atât de panicată și 15 minute n-am făcut altceva decât să îi spun despre împuternicirea pe care i-a dat-o Dumnezeu ca și mamă. Și cât de important este să vadă de ce îi este frică cu adevărat, unde este neputința și de cine i-a spus și de unde a luat că nu este mamă suficient de bună, capabilă ca să aibă grijă de copiii ei. Și ne-am dus ușor, ușor în acele 15 minute ca să ajungă la o conștientizare atât de profundă și dureroasă în relația cu părinții. O dependență toxică în care noi fricile noastre le um, proiectăm pe copiii noștri, fricile pe care părinții noștri le-au proiectat pe noi și uite așa se duce mai departe lanțul robiei. Al doilea lucru important în post este să facem bine. Adică, dacă văd că vine un gând repetitiv, că, nu știu, o să zicem, nu sunt o mamă suficient de bună sau o soție suficient de bună, credeți-mă, been there done that, de miliarde și milioane de ori. Întrebarea este cum pot să rup acel lanț începând să fac ceva bine. Începând să fac ceva care să îmi confirme și să lucreze în primul rând pentru mine și la mine, în a face o faptă bună. Și dacă nu știi de unde să începi, începe, cum spune, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tu astăzi ai o bucată de pâine, ai ce mânca. Dacă tot azi decis să nu mănânci, da? există și moda cu intermittent fasting, un lucru extraordinar. Ia bucata aia de pâine, găsește pe cineva alături care nu are ce mânca în acea zi și dă-i-o. Și gândește-te că pâinea nu este doar fizică, este hrana spirituală. Întreabă-te ce poți să faci, cum poți să hrănești din punct de vedere spiritual pe cel de lângă tine. Poate cineva are nevoie de încurajare. Poate cineva are nevoie de un gând bun. Poate cineva are nevoie pur și simplu să-i trimiți o un motou, un citat. Poate cineva are nevoie uh, să te duci, să stai o jumătate de oră cu copilul, cu bebelușul, timp în care mama să poată să facă un duș sau să facă baie. Fără să-i bată cineva cu pumnii în ușă, ma mama, ma. cine a avut copii, știți. Sau pur și simplu poate să stea, poate să vrea să stea la o cafea, sau la un ceai, sau la un suc, sau la un pahar cu apă, nu contează. În liniște să citească o, o carte, sau să stea pur și simplu și să, să se roage, să mediteze, să nu facă nimic. Poate soțul tău are nevoie de încurajare. Poate părintele tău are nevoie să audă și el că este un părinte bun. Și că a făcut tot ce a putut mai bine. Și asta tot este o hrană. Poate șeful tău, care și el e stresat și are și el casă și familie, are nevoie de un cuvânt de încurajare. Să-i spună cineva, uite te apreciez ceea ce fac. Sau îmi imaginez că este greu pentru tine. Sau whatever. Sau un om care îl vezi furios, nervos. Pur și simplu să pui mâna pe el sau să, să îi trimiți un gând bun și să-i spui, o să treacă. E ok uneori să ne simțim neputincioși. Trece și asta. Este tot o formă de a ne hrăni. Întrebarea este ce hrănim. Pentru că fix așa cum în detox, cum în viață, sau hrănim boala, sau hrănim sănătatea, da? Știți voi, exemplu, cu lupul alb și cu lupul uh, negru. Da? Un băiețel a întrebat uh, ce înseamnă binele și răul. Și un monah, da? bătrân, i-a spus, binele și răul sunt practic doi lupi, unul alb și unul negru, care locuiesc în noi. Și întotdeauna e o luptă între ei. Și băiețelul a întrebat și care e mai puternic. Și el a spus, monahul i-a răspuns, cel pe care îl hrănești în fiecare zi, ăla devine mai puternic. Dacă în fiecare zi alimentăm mediul nostru înconjurător cu ură, cu frică, cu nemulțumire, cu blesteme, cu ironie, cu critică, cu neîncredere, cu frică. Nu avem cum să creștem o generație de împuternicire, de curaj, de eliberare. Iar dacă în fiecare zi, mai ales în perioada de post, vom alege nu doar să mâncăm fasole, cartofi și varză, ci vom alege pe lângă postul pe care îl ținem fizic să alimentăm lucrurile bune din cei din jurul nostru și lucrurile bune din noi, uite, acolo este postul adevărat. Să-ți împarți bucata de pâine cu cel sărman. Să împarți din ceea ce te alimentează pe tine cu cel care nu are. Poate cel de lângă tine nu a auzit de ani de zile o încurajare. Poate mama aia care este la doilea, la treilea copil nu a auzit de nu știu câți ani sau de cât timp o să te descurci. Faci o treabă extraordinară. Ești bravă. Ești minunat așa cum ești. Poate tatăl ăla care are responsabilitatea să aducă mâncare acasă, care are responsabilitatea să-și plătească angajații, nu a mai auzit de ani de zile dragul meu, mulțumim pentru tot ce faci pentru familia noastră. Sau ești extraordinar că îți bați capul și te îngrijești și you're doing your best. Da? Sau sunt mândru de tine, nu în sensul rău, ci în sensul ăla de, de mă bucur pentru tine, mă bucur pentru succesul tău. Sunt aici lângă tine în momentul în care simți că nu mai poți. Asta înseamnă a împărți din bucata ta de pâine, din ce, cu ce te alimentezi, cu aproapele tău. Din apa pe care o bei, da? din emoțiile tale, cu aproapele tău. Iar dacă cel de lângă tine îți ofere ca și nutrienți o pâine stricată, da? mucegăită, sau o apă împuțită, da? nu știu dacă ți-a uitat, a uitat vreodată într-o sticlă cu apă, mai ales de alea de plastic, da? ai uitat vreodată apă din care ai băut. Se împute apa aia. Și dacă cel de lângă tine vezi că ceea ce îți oferă este stricat, împuțit, nu miroase bine, nu-ți face plăcere să consumi acel lucru, contribuie la starea de bine și nu mai pune stricăciune peste ceea ce este stricat de lângă tine, pentru că nu ajută. Nu ajută deloc. Mai bine te tragi deoparte și spui, e ok, înțeleg că e prea mult. Dacă nu poți să duci, și zici, iată, nu sunt eu responsabil. Iar dacă simți că poți să faci o diferență, sau îl ajuți pe om să conștientizeze că ceea ce oferă este stricat, nu-i face lui bine și nu face bine nici celor din jur și începi să te schimbi tu. Pentru că în momentul în care tu o să fii într-o stare curată, o să oglindești lumină pentru cei din jur și decât să critici întunericul, mai bine aprind o lumânare. Um... Se poate pune și dependența de uleiuri esențiale. Ileana, da, se poate pune și asta în sens bun. Înțelegeți ce vreau să spun, da? Da, și eu sunt dependentă de uleiuri esențiale, sunt dependentă de apă, dar ă, știu să fac pauze de la toate lucrurile. Și asta nu înseamnă că dacă nu am de dimineață ce am aici un supermint, mor, mă crezesc sau urlu la cei din jurul meu. Da, poate nu o să mă simt atât de bine. Dacă nu am paharul de dimineață, clar, eu fără apă sunt nervoasă. De-aia dacă țin postul fără apă, uu, mai bine să mă retrag, dacă am nevoie de foarte mult calm da, și liniște ca să pot să mă echilibrez. Dar în rest, dacă ar fi să fim de ceva dependenți, ar trebui să fim dependenți de lucrurile bune. Dar atenție, asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să mă mângâie pe cap și să zică, vai Silvia, ce bună ești. Asta tot este o dependență toxică de lucrurile bune. Da, mie îmi place căldura, mie îmi place soarele, mie îmi place natura, dar dacă se întâmplă să nu ajung anul ăsta în concediu sau whatever, asta nu înseamnă că devin un monstru și încep să mușc oamenii de cap voi sunteți vinovați din cauza voastră, da, sau whatever, nu am fost în concediu sau nu știu pe unde n-am fost. Înțelegeți ce vreau să spun, da? Deci există dependența aia bună, dar există dependențe toxice. Iar dependența toxică este aia care, a, când cum să zic, ia omului obiectul sau, mă rog, whatever, și vezi reacția. Da? Se spune că în criza din 2017, nu mai știu ce mare Multi, multimilionar a pierdut, nu mai știu, câteva milioane. Două sau trei milioane. S-a sinucis. Chiar dacă mai rămăsese cu nu știu câte alte zeci de milioane, pur și simplu nu a putut suporta din punct de vedere fizic, psihic, emoțional, cognitiv, spuneți-i cum vreți, nu a putut să suporte faptul că a pierdut. Și a decis că it, Da? uitați o dependență. A, îmi place foarte mult o, un citat din Biblie, spune așa: Gol, am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce în pântecele Pământului. Până la urmă, tot cu ce plecăm în viața următoare este experiența Sufletului. Și, bineînțeles, moștenirea pe care o lăsăm. Iar moștenirea. Nu sunt doar averile, nu sunt banii, nu sunt hainele, nu sunt poșetele, nu sunt mașinile. Da? Chiar dacă și alea ne fac viața mai comodă și mai bună, da? Clar, categoric. Nu zic, nu, nu sunt împotriva acestor lucruri. Dar nu acolo este sensul vieții. A, trebuia să vorbim despre post. Mm, un post pe care vi-l recomand, mai ales aia care sunteți ca mine, care vorbiți mult, Uh, da, am și eu dependență de a comunica. Încercați să țineți post de vorbe. Să nu vorbiți 24 de ore. Ba, ah, este extraordinar. Țineți un post de internet și gadget -uri. Măcar 24 de ore. 48, 64 sau câte acolo calculați. De și cel mai important lucru, știți ce să faceți? Să vă urmăriți gândurile emoțiile și acțiunile și nevoile. Aia mi se pare, când să zic, o junglă întreagă. It's a whole new world se deschide. <laughs> Încercați să renunțați la curent electric, da? la electricitate, timp de câteva zile. Total. Când apune soarele, apune soarele. Când răsare, atunci răsare. Și nu folosești curent electric da? în perioada aia. Nu ghege turnul nimic. După care încercați să renunțați și la cărți. Și rămâneți doar cu un jurnal de scris. Să vedeți ce, ce lucruri interesante. Noi, noi abar nu avem despre capacitatea minților noastre de a se conecta cu informații total out of this world, cum se spune. Da? Fix așa cum oameni, genile, venea către inspirația, fix așa și noi suntem în stare să ne calibrăm pe frecvența aia de a primi informații geniale, inspirație divină, dar suntem prea agitați și nu ne oprim să auzim. Și pur și simplu scrieți. 24 de ore doar scrii, nu citești, nu consum nimica, doar da, scoți în păreantă scrisă. După care încercați alte 24 de ore, nici să nu scrieți, nici să nu vorbiți. Așa, o, stare de aia de, de... Monah, nu știu, pe vârf de munte, în care nu comunici deloc. Să vedeți cum este. E foarte interesant. Vă provoc. Da? Luați post de la lucrurile care le faceți în fiecare zi cel mai mult și observați cum este să nu le faceți. Luați post de la relații. 24 de ore, nu, nu te vezi, 48 de ore cu familia ta e foarte fain, mai ales pentru cei care își văd sensul vieții în familie. Nu zic că familie, doamne crește, familia este extraordinară, e, e la societății, da? să ne înțelegem. Dar încercați să faceți o pauză de la relații. Dacă nu ești mamă, repet, am mai spus asta pentru cei din grup, dacă nu ești mamă, nu ești soție, nu ești fică, nu ești sora la nimeni, nu ești fratele la nimeni, nu ești prietenul nimănui, tu cine ești. Da, ne ajută în relația cu cei din jur să vedem și să... Adică să ne uităm și să vedem, ok, eu sunt ca ăla, sunt ca ăla, sunt ca ăla, ca rățușca cea urâtă, da? S-a uitat la găină, băi, nu se cu găină, s-a uitat la cal, nu se mănâncă cu cal, s-a uitat la rațe, la curcan, ce mai erau, nu se mâna cu nimeni și a dat seama că e diferit. Deci ne ajută foarte multe relațiile. Dar în momentul în care ești tu cu tine, cine ești? Postul de relații. Dar nu mai vorbim de postul de televizor, ăla la Să Să o scoateți televizoarele din casă, asta este o altă discuție. Dacă te gândești că dormi 12 ore, atunci trebuie să taci drum. <laughs> da, somnul nu se pune. Da, postul ăla de cuvinte în somn nu se pune. Ok, da, da, gale. Să taci 24 de ore este extraordinar și să vezi că atunci vine toată lumea și ceva are. Da, să taci inclusiv să nu scrii nu scrii nimic, nu vorbești, nu comunici. Este wow! La început simți așa ca și cum ai fi într-un balon, da? eu ce puțin în în care simțeam nevoia să ies în toate părțile și după care... De ce simt nevoia să comunic lucrul ăsta? De ce vreau să spun acest lucru? De ce vreau să răspund copilului? De ce vreau să spun? Da, anunțați dragilor. Nu, brusc, eu nu mai vorbesc cu nimeni. Stă să uite soțul, copiii, ce ai făcut, ți-ai mușcat limba, ți-ai înghițit-o, te-ai spărat. Da? Și o să vedeți că în proporție de 90% din ceea ce vrem să spunem, ce puțin la mine, este în a mă apăra, a da lecții, eu când am făcut la un moment dat exercițiul ăsta, să mă apăr, să dau lecții, să pic eu bine, să, tot felul de chestii din astea legate de ego-ul meu. Și a fost așa de interesant să urmăresc. Wow! Ca să vezi, 90% din ceea ce eu comunic, mi mai self and I. Și stăteam atunci și mă gândeam, ok, dar care este nevoia celui care m-a întrebat ceva sau mi-a spus? De ce mă întreabă? Ce ar trebui eu să zic și de ce ar trebui să zic acel ceva? Care este nevoia lui? Noi comunicăm 90% din ego, 10% pentru cei care mă ies din tipare. Mai, se mai conectează cu, cu alte nevoi. Bun. Da. Vedeți? Sunt nevorbită. Uh, am avut câteva zile în care am încercat să mai mult timp singură și ah ce bine ai! Bun, eh, dragilor, pentru cei care nu știți, în fiecare lună avem bună obicei să vorbim uh, uh, despre diverse subiecte legate de sănătate și în ultima perioadă um, parcurgem împreună cartea să primim sănătos fără toxine uh, și astăzi vorbim despre postul în cadrul detoxifierii. Mi se pare un subiect super, super important. Cu echipa am trecut printr-un program de detoxifieri, avem feedback-uri, extraordinare, zic eu, da, începând de la stare de bine, digestie, după cum am spus, până la multe, multe alte lucruri, iar astăzi continuăm cartea și pentru cei care nu știți oferta lunii, vă rog frumos, spuneți-mi și vă pun link-ul, n-are rost să vă vorbesc despre uleiuri, da, Lemongraz de desfundă toate stemele, gest digeră bine, da, să digeri bine și viața, și digestiv să meargă bine și alte uleiuri și produse care au intrat la ofertă, care contribuie împreună la starea noastră de bine. Ok. Într-o formă sau alta, postul a fost practicat probabil din cele mai vechi timpuri, de oameni și de animale deopotrivă. Postul este instinctul și, instinctual da? și asociat cu repausul și controlarea nivelurilor de energie. În anul 1972 am ținut post consumând numai portocale timp de șase luni. Dr. Robert Morse, nu eu. Iar acest regim ne a adus numai beneficii și bucurii. Așa e. S-a dovedit a fi a fi fost una dintre cele mai incredibile experiențe din viața mea. La vremea aceea mă încărcasem cu o asemenea cantitate de energie încât treceam permanent prin experiențe supranaturale de decorporalizare, care mă transportau direct în inima Divinității. Există două tipuri principale de post. Primul, cunoscut sub denumirea de post impus, nu este practic impus din cauza bolii pur și simplu nu mai ești în stare să mănânci sau dacă mănânci, elimini imediat mâncarea. Acest lucru se datorează intervenției imediate a mecanismelor organismului care reorientează energia necesară digestiei către sistemul imunitar, limfatic și endocrin. Aceste mecanisme conferă organismului forța și energia de a expulza intrusul, blocajul sau congestia. De aia este mega, mega important ca să nu obligăm bolnavul, mai ales avem și zumuri, dar alimentația pe timp de boală, în care am vorbit împreună cu nutriționista noastră și puteți să găsiți foarte multe resurse, pe timp de boală nu insistăm cu mâncarea. Mai ales copiii. Copiii simt, nu au nevoie de mâncare, nu îi întopați. Hidratarea este mega importantă, urmărim, dar în rest lăsăm corpului repaus. Al doilea tip de post este postul deliberat, adică opțiunea conștientă pe care o face o persoană în vederea curățării organismului și restaurării funcțiilor sale. Postul deliberat dezvoltă autodisciplina și încrederea în propriile forțe. Acestea constituie două atribute esențiale care trebuie cultivate pentru a menține o stare optimă de sănătate. Dragilor, după fiecare post, după fiecare provocare din asta, m-am simțit mult mai împuternicită, mult mai capabilă, cu nivelul energetic, odată fizic, dacă se curăță corpul și te simți super fine, dar mental, da? pe lângă faptul că se curăță creierul, mental ai o stare de aia, da? în mult ul energetic am vorbit despre câmpul eteric da? și am explicat cum întărim acest câmp eteric impunându-ne sau, cum să zic, deci, decizând, da, decidem să facem ceva bine pentru noi înșine, pentru corpul nostru fizic, mental, emoțional și în momentul în care ne ținem de acel ceva, practic, ne se întărește mușchiul, să zicem așa, eteric, da, câmpul ăla eteric pe care îl întărim, da, câmpul conștient a conștiinței și a legăturii energetice. Și asta se, cum să zic, se întărește fantastic în momentul în care avem obiceiuri bune și ne ținem de ele. Ambele tipuri de post sunt forme de gestionare a energiei către organism. Majoritatea alimentelor pe care le consumă oamenii privează de energie în loc să îi încarce cu energie. Faptul că după amiază, după ce mâncați, aveți o stare de aia ne, a, vreau să dorm, este încă o dată confirmarea că ceea ce ați mâncat în acel moment, mai mult vă consumă energia din corp decât vă oferă. După ce mâncăm ar trebui să ne simțim energizați, să ne simțim bine, pentru că scopul este să mâncăm nu de dragul de a mânca, noi nu trăim pentru a mânca. Noi mâncăm pentru ca să putem avea energie, da? pentru a avea o viață armonioasă, da, un trai sănătos. Sănătatea și vitalitatea sunt manifestări ale energiei. În timp, ce, um, în timp ce boala reprezintă o privare de energie, postul este modalitatea prin care organismul intră în repaus în vederea recuperării forțelor uzate de tulburări de digestie prelungită și metabolism. El va utiliza în schimb această energie cu scopul de a se curăța de acizi, de toxine, făcând astfel posibilă vindecarea. Adoptând o dietă obișnuită, compusă din carne, cereale, produse lactate, sistemul digestiv și cel excretor sunt supra-solicitate și își epuizează rezervele de energie. Postul permite pancreasului, stomacului, ficatului, intestinelor, chiar și rinichilor să intre într-o re relativă stare de repaus. El va conferi mai multă energie sistemelor imunitar, endocrin și limfatic. Na? Ceea ce sunt chimia corpului, practic orice formă de post impus sau conștient este vitală pentru însănătoșirea organismului. Și imediat uh, vă spun. Există însă multe forme de post pentru care poate opta un individ. Vă propun să examinăm împreună patru tipuri fundamentale de post, apoi să luăm în discuție cea mai bună și cea mai corectă metodă de întrerupere a perioadei de post sau de dedulcire. Și apropo, puteți să căutați. Există deja foarte multe studii în care se demonstrează că, în post, fagocitarea celulelor disfuncționale, celulele cancerigene, celulele, practic, care nu mai pot fi recuperate, da? Fagocitare se, se numește, se distrug celulele astea, practic, și sistemul limfatic, corpul le scoate din circuit. O zi, 24 de ore de post doar cu apă este practic un boost extraordinar. Și nu uitați că după ce întrerupeți postul, corpul va continua încă minim de trei ori mai mult, minim de trei ori mai mult, va continua procesul de detoxifiere. După trei zile și trei nopți de post doar cu apă, se resetează total ca și cum îi dai reset computerului, tot metabolismul. Și după alea trei zile, te asigur că încă minim da, 9-10 zile, Corpul va continua să lucreze. De-aia este foarte important să înțelegem cum ieșim din post. Da? Pentru că, practic, cei care, de exemplu, acum a ținut clinză în istor o lună, următoarele trei luni corpul va continua. El, practic, doar și-a pornit motorul de curățare. Da? Tot mai repede și mai repede. Că nu țineți 100% strict. Ok, înțeleg asta. Dar nu începeți să... Uh, corpul se curăță, iar voi aduceți din nou mizerie. Încercați să o luați ușor și să lăsați corpul să-și continuă procesul. Da? Deci, țineți minte, în momentul în care ați încheiat un detox, un orice, minim încă de 3 ori mai mult, dar minim tot atâtea zile, minim de trei ori mai mult timp ca și zile, dar la o zi, la trei, o săptămână, la 3, corpul va continua procesul. Așa că susținem corpul, nu-i dăm în cap. Tipurile de post. Postul compus exclusiv din alimente crude, da? Îi spune ro-vegan, adică ro în sensul de crud și vegan. Atenție! Uh, am observat foarte mulți oameni fac confuzie dintre vegetarian și vegan. În mod normal vegetarianul însemna și înseamnă vegan, dar pentru că oamenii vegetariani au, uh, au mă rog, marea majoritate celor care s-au declarat a fi vegetariani mâncau lactate și ouă, da? ăla în mod normal ar fi trebuit să fie ovolacto vegetarian atunci, practic, s-a făcut încă un cuvânt, vegan s-a inventat pentru cei care nu consumă nimic de origine animală, iar ăștia care consumă lactate și ouă au rămas să fie vegetarieni. Repet, este o, cum să zic, un misunderstanding. În mod normal, vegetarianul este vegan, iar ro-veganul este cel care mănâncă doar alimente crude. Firește, aceasta nu este o formă de post propriu-zisă, deoarece veți, continu veți continua să mâncați mâncare. Însă, pentru majoritatea persoanelor căror dietă se comune din alimente preparate la foc, grele, aceasta este sigur, cu siguranță o formă de post. Începeți cu o zi de post, din când în când, încercând să consumați numai produse naturale, crude, în ziua respectivă. Treptat țineți post câte 5, 10, 30 sau 60 de zile consecutiv. Pentru cei dragilor care mâncați de 3 ori pe zi mâncare gătită, încercați să introduceți până la amiază doar fructe și legume crude. În mod ideal, fructe, să zicem. Dacă aveți intoleranță, sistemul digestiv nu mai poate procesa fructele, acolo da, se introduce, da, în fine, e un alt sistem, nu treceți direct pe dieta asta, că vă băgați în șah. Da? Deci e, e un proces. Dar în rest, dacă-ți tolerați bine fructele, legumele, începeți prin a consuma jumătate de zi crud. Da? Prima jumătate a zilei. Și la masă puteți să mâncați o salată foarte mare, da? tot când vorbesc de salată, nu înseamnă cu maioneză și cu toate astea. Vorbesc de salată frunze verzi, tot ce este verde. Și uite, așa, practic aveți mai mult de jumătate de zi pe crudități. Puteți după aia să mâncați o supă, dar tot așa vegană, ceva cald, mai ales în sezonul rece, simțim nevoia de ceva acid care să ne încălzească, da, dar dacă vine, mai ales că vine primăvară, sper să vină, să nu mai ningă în România, încercați să introduceți cât mai multe crudități, da, verzături, le spun eu. Și după care puteți să ajungeți la o zi, 24 de ore pe crudități, două, trei și așa mai departe. În perioada respectivă, Încercați să consumați doar produse naturale, da? adică încercați să găsiți uh, la țărani, cei care nu stropesc cu toate porcăriile sau dacă aveți o sursă sigură. În România există multe, da? inclusiv firme care pot să vă aducă acasă, um, lădița cu nu știu ce, da? fructe și legume de sezon. Cu cât perioada este mai îndelungată, cu atât mai bine. Această formă de post trebuie să includă fructe crude, proaspete, sucuri proaspete din fructe, legume și sucuri din legume. Fără alimente de tip proteină, cum ar fi nucile sau semințele. Da? Dar repet, acest tip de dietă nu este pentru toată lumea. În mod normal, fiecare ar trebui să-l facă, dar am întâlnit, oameni atât de dezechilibrat din punct de vedere acestui aspect de digestie, încât nu pot să ducă. După care avem postul compus exclusiv din fructe, al doilea tip de post. Recomand călduros adoptarea acestei forme de post. Atenție cu menționarea vara este cel mai bine să se facă asta. Fiind ființe frugifore, această formă de post intră în armonie cu Constituția și procesele anatomice și fiziologice ale organismului uman. În centru atenție trebuie să fie struguri, dacă este posibil, da? în mod special între două jumătate a verii, da? august, septembrie, octombrie, încolo. Dacă puteți să faceți o cură de struguri, este extraordinar pentru sistemul limfatic și nu numai. Da? Deci dacă este posibil și fructe organice netratate chimic. Dacă nu sunt organice, ele trebuie spălate bine, bine, fiindcă au niveluri ridicate de pesticide. Vă recomand să le puneți în apă, minim o oră. Puteți să le puneți seara în apă, și le lăsați până a doua zi. Apă cu bicarbonat. da să puneți bicarbonat, să puneți un pic de sare. Eu adaug uleiuri esențiale citrice. În mod special lămâia. Aici am green mandarin. Ziceam mai devreme. vara, faceți vă stoc de green mandarin, pentru că uleiurile citrice sunt fotosensibile. Și puteți să puneți câteva picături de lămâie, amestecați bine și lăsați acolo să se um, um, practic mai iese din chimia, da? din pesticidele sau cu ce să mai strupește acolo. Cu toate acestea se pot consuma orice fructe sau orice combinație de fructe proaspete sau pepeni. Dacă reușiți să faceți, nu știu, o zi întreagă de pepene, pepene roșu, pepene galben sau de uh, căpșuni sau orice, este extraordinar. După cum vom descoperi în capitolul următor referitor la combinarea corectă a fructelor, vă recomand să mâncați fie numai pepeni, fie nu mâncați pepeni deloc. Da? Deci pepenele nu se combină cu niciun alt fruct. Și eu am aflat asta destul de târziu, adică nu se face o salată de nu știu ce și cu nu știu care și cu pepene deasupra. Încearcă să consum doar pepene, că de aia e mare. Da? Să mănânci și să te saturi de pepene. Da? Căpșunile sunt mai mici, cireșele sunt mai mici. Deci cumva Dumnezeu a lăsat și indicativul. E mare, mâncă unul și te saturi. Puteți mânca numai struguri sau numai pepene verde sau mere sau orice varietate de fructe doriți sau poftiți să mâncați. Am ajutat multe suflete să-și curăță corpul fizic de cancer, menținându-le pe post compus exclusiv din struguri și sau suc de struguri. Mâncați fructe în orice cantitate. În acest program nu contează caloriile. Dragilor și nu uitați, celula nu consumă calorii. Celula consumă nutrienți și celula consumă energie. Nu în zadar, când ești îndrăgostit, nu-ți mai este foame și ai un nivel ridicat de energie dacă băiatul era în stare să meargă pe jos până în satul de alături să se întâlnească cu iubita lui și nu dormeai decât câteva ore pe noapte și erai plin de energie și îți clipeau ochii, nu? Dragostea este o formă pură de energie. Post cu sucuri. Este un nivel superior de post care oferă tractului gastrointestinal și sistemului digestiv răgazul de a se odihni. Practic nu mai trebuie să digere da, fibra de acolo. Posturile pe bază de sucuri sunt furnizoare de energie concentrată și sunt de natură să stimuleze purificarea și activitatea limfatică atât de necesare, permențând în același timp rinichilor să se spele. Sucurile furnizează celulelor glucoza și fructoza necesare pentru energie. Sucurile pot fi preparate din fructe sau legume. Deși cea mai mare forță energetică au sucurile din fructe, mai ales din struguri. Dacă nu din struguri, să știți că și din mere. Este un foarte bun drenator na, da, limfatic. Numai că există întotdeauna excepția de la regulă. Într-una dintre cazurile de cancer de pancreas pe care le-am ținut sub observație, pacienta nu mai putea digera niciun aliment. Am trecut-o pe o dietă compusă exclusiv din sucuri de fructe. Apoi am adăugat sucuri de legume, iar în final la scurt timp de la începerea terapiei am suplementat mai întâi cu fructe, apoi cu legume crude. Explicația pentru adoptarea acestei metode este simplă. În primul rând, pancreasul nu mai reușea să digere alimentele pe care le consuma femeia și orice mânca femeia se elimina nedigerat prin scaun. Trebuia să mențin nivelul energetic al organismului, furnizându-i în același timp ceva ce presupunea forță, efort minim sau niciun fel de efort din partea pancreasului pentru digestie. Sucul proaspăt de fructe este cea mai bună alegere pentru rezolvarea unor probleme de acest gen. După o perioadă scurtă de timp am suplimentat regimul cu sucuri din legume, deși sunt mai greu de digerat, consistând considerând că pancreasul pacientei se recuperase suficient încât să poată suporta legumele. De asemenea, am recurs la diverse lichide din extracte de plante pentru a stimula funcționarea diverselor organe și glande, în special la pancreasul. În final am suplimentat regimul cu hrană solidă, început cu fructe datorită nivelului ridicat de energie și pentru că sunt ușor de digerat. Iar în cele de urmă, după 11 luni, femeia scăpase de cancer. Post cu apă. Ăsta este minunat. De ce, dragilor, apropo, dacă este să aleg din toate tipurile de post, cel mai simplu mi se pare asta cu apă. Pentru că nu este multă teorie, pentru că efectiv este apă, da? Bineînțeles, ascultați vă rog frumos că avem zoom-ul, l-am pus și pe YouTube cu somelierul, da? Singurul somelier, da? Din Europa, da? E o femeie extraordinară și vorbește despre tipurile de apă. De ce mi se pare cel mai simplu postul cu apă? Pentru că, practic, dacă la sucuri trebuie să știi cum să-l ții, da? sau, spre exemplu, dacă nu poate să ducă sistemul digestiv sau fructe sau una sau alta, adică trebuie să simți de ce ai nevoie. Postul cu apă e apă și simplu. Dar este mult mai complicat pentru că nu toți pot să-l ducă. Și când încep crizele de vindecare, Cam de cu tine de pământ, în funcție de cât de mult ai acumulat. Și am avut zoom împreună cu Cristela Ciurcescu luna trecută, dar, din experiența ei de post, da, și crize de vindecare și cum a fost procesul, da, experiența ei de post, puteți să-l ascultați, zic eu că vă ajuta foarte mult. Uh, pun ulei în apă sau doar apă simplă. Virginia aici e discutabil. Eu personal am folosit citri. Am obținut o uh, post și fără doar apă, am ținut post bine și fără apă, dar doar cu apă uh, și am ținut post cu apă și citrice în apă. Zic că fiecare ar trebui să își verifice nivelul, da, de toleranță, dar uh, un citric în apă poate să ajute foarte bine. Da? după aia, dacă vreți în grupul de uh, soluții naturale, putem să discutăm uh, nu știu, chiar și săptămâna asta, despre postul cu apă și uh, protocoalele pe care le recomand. Da, ce uleiuri sau ce suplimente. Postul cu apă este uh, cel de-al Patrulea și ultimul tip de post. În postul cu apă nu trebuie consumată decât apă obținută prin osmosă inversă sau apă distilată. Să știți că am discutat în zoom-ul cu uh, somilierul da, sau somiliera, <gânguia> nu știu cum îi zice, uh, corect în limba română, am discutat despre tipurile de apă, uh, inclusiv câteva tipuri de apă pe care le recomandăm, pentru că corpurile noastre sunt atât de demineralizate încât foarte puțin. Foarte puțin mai reușesc să tu compost cu apă prin osmosă inversă. Apa prin osmosă inversă este o apă pură, iar știm că apa în forma e pură nu poate să, să existe. Ea automat va începe să se agațe de tot felul de minerale. Da? Și, automat, dacă suntem în demineralizare puternică, iar asta e la marea majoritate oamenilor, mai ales cu un stil acid de viață, care consumă lucruri acide, dar sunt într-un stres continuu, corpul este deja în dezechilibru de minerale, pentru că, practic, corpul va consuma foarte multe minerale ca să refacă echilibrul acidobazic. bazic Și atunci, fiind în deficit de minerale, dacă tu mai bagi apa distilată sau prin osmosă inversă, ea va agăța din nou minerale din corp și s-ar putea să fie o demineralizare puternică. De aceea recomandăm da, apa de izvor, apa, nu apa distilată, ci apa de izvor pură și avem un zoom de o oră în care vorbim despre tipurile de apă și cum să ne alegem apa corectă. La acest nivel, energia necesară pentru digestie este cedată în totalitate funcționării sistemului imunitar, limfatic și endocrin. Postul cu apă induce curățarea, purificare, purjarea la nivel superior al organismului. În extraordinara sa înțelepciune, corpul se va concentra asupra eliminării depozitelor de toxine, mucozități și inflamație. Uitați-vă inclusiv în postul cu apă, unul din lucrurile pe care mare majoritate îl mărturisesc este agitația. De ce? Pentru că în momentul în care corpul începe să curățe profund, toată toxicitatea aia iese da? și starea aia generală de nu mi vine, nu mi bine. Ce fac? Mănânc un pic să mă simt mai bine. Plus procesul de detoxifiere intră în pauză, în, pauză, în repauză, adică o ia mai ușor. Și mă simt un pic mai bine. Pe când, dacă lăsăm corpul să se concentreze maxim pe sistemul limfatic, pe sistem endocrin, da? metabolismul practic se resetează, Toată energia se va duce acolo. Da, va scoate multe substanțe pe care nu le vrem în corp, da, nu va fi un proces plăcut, dar este extraordinar de benefic. Și uh, atenție, dragilor, postul cu apă nu este recomandat tuturor. Cei care aveți problemă foarte grave de sănătate, aveți nevoie de sprijinirea, de sprijinul, de, de consultul unui specialist care să țină din aproape simptomele da, și cum vă simțiți, starea generală. Uh, imediat, Iuliana, ajung. Pentru omul obișnuit, postul cu apă este un furnizor de energie. Cu toate acestea, în cazul persoanelor epuizate, 99,99% ,99 dintre noi suntem epuizați sau suferind de afecțiuni degenerative, scopul principal este acela de a furniza energie organismului prin ridicarea nivelului energetic al corpului. Sub nicio formă nu recomand regimul bazat numai pe apă persoanelor foarte slăbite sau epuizate, cu atât mai puțin celor suferind cancer. Explicația este că nu se poate alimenta astfel organismul cu energie și organismul fiind acela care trebuie să utilizeze energia de care dispune. Deși prin post majoritatea oamenilor se încarcă de energie necesară, în cazul epuizării tisulare avansate, produsele naturale proaspete, mai ales fructele, au capacitatea de a fortifica organismul, furnizându-i substanțe nutritive și energie. În urma consumării de fructe sau de sucuri din fructe cu potențial energetic ridicat, va crește energia fiecare celule și a întregului organism. În același timp, creindu-se condițiile pentru detoxifiere. Postul cu apă adoptat în cazurile de epuizare avansată pot perturba și mai mult organismul, ducând la moarte. Numai după ce s-a realizat fortificarea organismului respectiv, se poate trece la post cu apă. Pregătirea în vederea postului. Dragilor, un lucru important încă este pregătirea. Da? Ca și ori și ce eveniment. Imaginați-vă că intrați să, nu știu, să faceți curățenie. Dacă nu ești gata să faci curățenie, poate să te ia prin surprindere tot ce se întâmplă. Da? Și începând de la apă, produse, nu știu, cârpe de curățenie, saci de gunoi, da? sunt tot parte din procesul de pregătire. Adică te pregătești ca ceea ce va ieși să poată să iasă cât mai plăcut da? sau cât mai puțin neplăcut. Așa că pregătirea. Dacă e intenționat să treceți ferm pe post cu sucuri sau cu apă, se impune o pregătire prealabilă a organismului timp de o săptămână prin consum de alimente naturale crude. În ultimele două zile se poate adopta o dietă formată numai din fructe. Aceasta ajută la curățarea intestinului gros de materiile intrate în putrefacție, zbală ficatul și rinichii și pregătesc organismul pentru post. Postul poate fi distractiv și impune autodisciplină. Rolul său de interes susținător al organismului în procesul de autopurificare și regenerare a fost dovedit de nenumărate ori. Dacă optați pentru post de lungă durată prelungit, solicitați sfatul unei persoane avizate cu experiență în post și detoxifiere. Uh, stați că acum mă uit că... Da, mai am un pic, dragilor, și după aia răspund la întrebări. Iar pe Facebook, să știți că eu văd doar ultimele patru comentarii. Dacă aveți întrebări, o să vă spun când să, să le scrieți. Pentru că pleacă din nu știu cum îi zice, da? din linia de comentarii. Cel mai potrivit moment pentru a întrerupe postul este acela pe care vi-l transmite glasul interior sau intuiția. Dumneavoastră vă cunoașteți organismul mai bine ca oricine. Ascultați-l. Veți ști când va a ajuns. Da? E dar este bine să fiți corect și cinstit cu propria persoană, știind să faceți diferența dintre poftă și foame. În general, după aproximativ trei zile, un individ își pierde dorința de a mânca. Așa este. Explicația aceasta este că energia folosită înainte pentru digestie începe să fie folosită în organism pentru a se curăța și vindeca. Când aveți din nou senzația de foame, este semn bun că sunteți pregătiți să începeți din nou să mâncați. Nu uitați, trebuie să începeți numai cu fructe. O altă metodă de stabilire a perioadei optimă pentru regim este examinarea limbii. Este o veche metodă de nădejde, în care eu însă mi-am folosit-o de ani de zile. Când începeți să țineți post, limba se va acoperi cu un strat gros de culoare albă sau galbenă, verde sau chiar brună. Da? Dacă vreți să vedeți nivelul detox, știați pur și simplu dimineața, luați o lingură și rașcetați pe limbă și o să vedeți. Dacă acolo rămân, da? mă rog, depuneri, impurități, clar corpul are nevoie de, de o detoxifiere. Cu cât mai colorată, da? cu cât mai colorat este ceea ce rămâne pe limbă, da? o limbă poate fi albă, poate fi tot, tot felul de culori, cu atât mai mare este nivelul toxicității și mai mult ca atât poate să indice un anumit organ care este în dezechilibru mai puternic sau epuizat mai tare. Da? Și cu cât de aia se recomandă dimineața, un pahar cu apă, cu citrice ulei esențial de lămâie, de clementină, grefă, green mandarin, red mandarin, wild orange, orice citric și puteți să faceți și oil pulling, adică luați o lingură mare de ulei de măsline, ulei de cocos, robio, eco, da, presat la rece, puneți acolo ceva uleiuri esențiale pe care le aveți, uleiuri blânde, citricele în general, vă recomand să o amestec cu un guard care are și cuișoare, ceea ce este extraordinar pentru sănătatea gingiilor, are și portocală sălbatică, rozmarin, mai multe. Țineți în gură un minut, două, trei, după care scuipați neapărat. Și este o detoxifiere profundă, foarte recomandată, mai ales în timpul postului, mai ales în postul cu apă. Cu cât organismul este mai intoxicat, cu atât acest strat va fi mai consistent și mai închis la culoare. Desigur, cu cât organismul este mai sănătos, cu atât va fi mai subțire stratul în timpul postului. Dacă țineți post până când limba s-a recăpătat culoarea roz, înseamnă că ați reușit să faceți o curățare Excelentă a organismului. Și o să vedeți, în primele trei zile este cel mai greu. Efectiv și pe din simți că ți se depune la început, dar după aia, da, prin rășchetare, prin curățare, eu, spre exemplu, în perioada de post, am obiceiul și de obicei am în o periuță mică de dinți. Și chiar dacă nu am pastă de dinți, după mine, pur și simplu întotdeauna am uleiuri esențiale, pun o picătură de ulei esențial. Orice citric este extraordinar, puteți să puneți o picătură de mentă, da? peppermint, supermint, bergamont, mint, orice, spermint, și o picătură de citric, lemon, spre exemplu, la orice altceva, puneți pe perioada de dinți, spălați dinții și, și, neapărat spălați și limba. Da? O curățați blând de colo încoace și o să vedeți starea de curățenie pe care faci așa cu, cu, limba pe dinți și simți că este curată. Deci în momentul în care limba este curată, este roz și nu are depuneri, înseamnă că corpul a reușit să se curățe. Detoxificarea este un proces permanent care poate dura ani întregi. Afirmația sună mai rău decât este în realitatea. Întreținerea sănătății ar trebui să devină unul dintre hobby-urile dumneavoastră. Petreceți-vă a, un an, lucrând cu obstinație asupra propriului corp. Apoi, pășiți în nou, în nouă existență, adoptând acest stil de viață în echilibru și armonie. Din acest moment, veți fi o nouă persoană mai sănătoasă, mai plină de energie, mai vibrantă, mai curată și mult mai conștientă de propriul ei corp. Pe măsură ce veți evolua din punct de vedere spiritual, încercați să stabiliți și să mențineți echilibrul dintre stilul de viață și obiceiurile alimentare, pe de o parte, și conștientizarea propriei spiritualități, spiritualități pe de altă parte. Cu cât veți deveni mai conștient, cu atât veți dori mai mult să măcați hrană mai sănătoasă, încărcată de mai multă energie, iar corpul fizic trebuie să țină pasul cu dumneavoastră. Nu uitați să vă bucurați pe parcursul acestei călătorii, fiindcă la capătul ei vă așteaptă sănătatea, vitalitatea. Și spiritualitatea. Nimic nu se compară cu această stare. Cum să întrerupeți postul? Și cu asta încheiem. Este foarte important să știm cum întrerupem un post, iar decizia depinde de durata și de tipul postului pe care l-ați adoptat. O regulă generală de atenționare ar fi următoarea. În majoritatea cazurilor se recomandă întreruperea postului printr-o perioadă intermediară în care să mâncați doar fructe proaspete crude timp de o zi sau două zile pentru fiecare trei zile de post. Adică, dacă am ținut trei zile de post, negru, sau post, adică postul cu apă, înseamnă că două, trei zile stau pe fructe, da? Fructe crude, bineînțeles, dar cât mai bine mestecate, puteți să începeți cu sucuri, cu smoothie foarte bine merge. Această recomandare este valabilă mai ales după postul cu suc din fructe sau postul cu apă. Cu cât a fost mai lungă perioada de post, cu atât mai multe zile trebuie să acordați consumului exclusiv de fructe înainte de a trece la regimul de legume grele. De-a lungul carierei mele am întâlnit unul sau două cazuri în care persoana respectivă a murit fiindcă trecuse direct și greșit de la post la dieta obișnuită. Am cunoscut o persoană care a murit din cauza că întrerupsese o perioadă prelungită de post trecând direct pe cartofi fierți. Cartoful conține un tip de amiton lipicios aglutinat, încât este evident că i-a blocat tranzitul intestinal. Mențineți permanent tranzitul intestinal în cursul unei etape de post cu sucuri sau apă. Acest lucru nu este întotdeauna posibil. În modul, modulul 6.9 vom aborda problema păstrării sănătății intestinelor. Și recomandarea, vă rog să cumpărați un storcător de fructe. N.W. Walker a trăit sănătos până la vârsta de 107 ani, deoarece consumase sucuri naturale. De ce altă dovadă mai aveți nevoie? Încercați chiar astăzi să beți un pahar cu suc preparat din morcov, spanac și țelină. Sucurile proaspete din fructe și cele din legume sunt centrala energetică a nutriției. Un pahar cu suc de morcov conține energia 6-8 morcovi, adică de 6 ori valoarea nutritivă a unui singur morcov. Iată ce numesc o băutură încărcată de electricitate. O adevărată centrală de energie și aminoacizi. Nu uitați, structura proteică este făcută din aminoacizi. Da? Proteina, corpul nu consumă proteină, el consumă aminoacizi esențiali din care își face structură proteice. Beți zilnic 2 până la 4 pahare de suc preparat din fructe și legume preferate. citiți cartea intitulată Vegetable and Fruit Juice Sucuri din fructe și legume de Walker. Și există Um, doamne, filmul făcut, cum îl cheamă? Joe the Juicer îi spune uh, Fat, sick and early dead uh, Gras, bolnav și aproape mort a făcut și un film foarte fain, puteți să-l urmăriți. Și aveți și site-ul lui Joe the Juicer, în care aveți foarte multe um, recomandări de sucuri diverse da și combinații. Ideal este să nu combinați legume cu fructe. da. Se spune că mărul este singurul um, fruct care poate fi combinat cu legume și și singura legumă care poate fi combinată cu fructe. Dar în rest cel mai bine este să le ținem fiecare aparte. Deci, Iuliana... Când iei o pauză mare de mâncare, apoi urmezi să mănânci prea mult, este greu să diger. Exact din cauza asta. Mergeți în concediu, vă rog frumos, o lună. Sau mergeți, nu știu, cât, mai, o perioadă îndelungată de timp, și după care brusc veniți și încercați să vă reintrați în viteza de lucru pe care o aveați în momentul în care lucrați în fiecare zi. Vă asigur că randamentul nu va fi același opriți o mașină, total, și după care încercați să, uh, cum se cheamă, speed up, da? până la 100 de km pe oră. Există mașinile, dar se spune, în câte secunde uh, se ajunge la 100 de km pe oră. Da? Și unele mașini ajung, nu știu cât, spre 10 secunde și astea de curs ajung mult mai repede. În momentul în care motorul tău este pe sau este oprit, ca să repornești motorul, trebuie să iei ușor, să îi dai benzină de calitate și să o accelerezi până la punctul în care funcționează bine, da? adică și-a reintrat în lucru. De aia eu iubesc foarte mult enzimele. Da? terazaimul este extraordinar, mai ales pentru după o perioadă mai lungă de post. Zengestul, bineînțeles. Zendocrinul și uleiul și zendocrinul detoxifiere complex. Eu asta continu să le iau, chiar dacă am încheiat un post o detoxifiere, sunt extraordinare pentru că practic repun în funcțiune sistemul digestiv și uleiurile citrice. Da? Uleiurile citrice în apă foarte, foarte bine ajută. Ce părere ai despre apa Kangen în post? Fix aceeași părere pe care o am despre orice apă la filtru. Uh, Niculina, poți să asculți în bootcamp-ul metabolic, am vorbit despre apă și am vorbit și despre apa cangen, am vorbit despre, uh, despre mai multe lucruri. Uh, poți să o consum, bineînțeles, am și eu aparat cangen, dar prefer să beau apă minerală, naturală, da, de la izvor. Și, spre exemplu, în Panama am găsit, bine, nu știu dacă o să ajungeți aici, dar. În general, căutați apă de izvor, da? care să aibă, nu calorii zero și nu știu ce, dar să aibă lista, da? bineînțeles, trebuie să fie scris de unde este izvorul, bla, 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 și lista de nutrienți. Da? Cât are calciu, magneziu, sodiu, potasiu și toate lucrurile astea trebuie să fie scrise pe sticlă. Da? Și am vorbit și despre peturi, și despre plastic, despre toate lucrurile. Așa că, da? Voi decideți cum faceți, e important să faceți într-un mod de care să vă susțină corpul. Da? Și nu forțați prea mult. De exemplu, tatăl meu acum este într -o, în recuperare, da? într-o epuizare totală uh, fizică. Uh, clar, nu pot să-l bag pe post, chiar dacă știu că i-ar ajuta corpul în procesul de facocitare și scăderea inflamației, dar o luăm ușor, ușor cu ceea ce poate. Și, în cazul ăsta, suplimentele își fac treaba pentru că mai reechilibrează raportul nutritiv. Ok, dragilor. După ce super documentarul Fat, când Dead, dead. Da, Cosmina. Când am fost în Londra, am fost și la um, are cafenea, da, ceva de genul ăsta. Tot felul de sucuri și șaturi din asta de, cu ghibir, cu turmeric. Super, super fine. Uh, și apropo, le găsiți deja și în România. Uh, cred că am văzut și la Kaufland și la Real sucuri, da, făcute presate la rece, da, nepasteriorizate și mai departe, și inclusiv șaturi. Ne ajută, șaturile alea cu ghimbir, cu cătină, cu, chiar și cu biere da, de dimineață. Un șat e, nu mai știu cât e, 50 de grame, da, și se ia în mod normal, eu în alea pot să adaug și uleiuri esențiale sau puteți să vi le faceți proaspete. Dacă nu puteți să le faceți în fiecare zi, puteți să vă dedicați o, săptămână, -o, o zi la trei zile, da? nu este același lucru, dar, să zicem, uh, în care vă faceți sucul de, gre de uh, ghimbir, da, suc de tumeric, uh, cătina puteți să o faceți la blender și să vă faceți un amestec pe care să-l beți în fiecare dimineață. Ok? Uh, bun, dragilor, uh, mă bucur să vă văd, să ne revedem, o să ne mai vedem, cred că până prin data de 26, după care venim în Europa, o să avem o pauză cu transport, cu drum, cu convenția de la Lisabona și după care o să începem o caravană din nou, caravana esențială prin România, abia aștept să vă cunosc să, pe cei pe care nu v-am cunoscut, să vă întâlnesc live pe cei care v-am văzut doar, doar virtual și să putem să... Ah, să contribuim unii la alții la schimbarea noastră interioară, la vitalitatea noastră și astfel o să vedeți cum se va schimba și mediul înconjurător și societatea, da? Schimbarea începe cu noi. Da, apropo, comentați vă rog frumos de unde sunteți, da, din ce localitate, din ce oraș, pentru că vrem să facem așa o hartă dar de data asta mai organizată. <laughs> nu așa ca unul după altul și să avem timp să ne și vedem, să petrecem timp pe să povestim și să refacem comunitatea și din punct de vedere fizic, nu doar online. Vă pup, vă îmbrățesc, ne vedem la ora 20 la Creșteți Lideri. Da, Brândușa, mulțumesc. Sunt un pic mai bine, e adevărat. Timișoara, bun, pe live, da, pe live-ul de pe Bai Silvia. Uh, Ilfov, a, ah, super, București e acolo um, sunt, sunt mai bine, încă lucrez la nivelul meu energetic Aha, o iau ușor, ușor pauză, încerc să mă deconectez și să mi-administrez foarte bine resursele energetice Irlanda, Musai să ajung și acolo, Alexandra avem, uh, avem mulți și prin Irlanda frumoasă verde Hunedoara, clar, clar ajungem și la Hunedoara Acolo este Deva Hunedoara, Ok. Budapesta. A, ah, Gabriela, păi, hai mai bine uh, tu la Lisabona. Ne vedem la convenție. Germania, Anglia. Am fost și în Anglia și în Germania. Oradia. A, ah, Gabriela, avem în Oradia mulți. Italia, Italia e mare, Ana. Trebuie să scrie care colț de Italia. Torino. U, frumoasă Torino. Mi-a plăcut tare mult Torino. Chiar ziceam soțului: Trebuie să ajungă și el în Torino. Venim, Ileana, Constanța, de ce nu? Peste tot. Facem așa un tur de România. Bun, dragilor. Vă pup, vă îmbrățișez, ne vedem data viitoare. O să, apropo, data viitoare o să vorbim despre rețete de sucuri, de fructe, da, limonadă menținerea sănătății intestinelor. Da, și o să terminăm practic capitolul 6, da? despre inclusiv clisme, cum se fac clismele, spălăturile intestinare, hidrocolonoterapia, mai ales că le-am experimentat pe toate. Asta este avantajul. Chișinău, da, Gali, în 20 sau în 21 avem nuntă în Chișinău, așa că venim cu câteva zile înainte și mai stăm câteva, câteva, zile. Chiar așa, hai să vorbim în privat, să organizăm și acolo o întâlnire. Ok? Bun. Deci aștept localitățile și aștept dacă ați... Da, apropo, cei care ați făcut detoxul, știu că pe soluții, da, sunt informațiile, pe familie am avut și meniuri și tot, tot, tot complet pus acolo. Haideți cu mărturii. Ce ați observat schimbat în urma detoxului? Și participați la o unde puteți să câștigați, ce puteți să câștigați. Un ulei la alegere, ce avem? Lemongras. Desfundă toate sistemele. Ala este minunat. Mai am 10 zile de detox. Super, Ana! Ține-te! Bravo! Și nu uita că este doar începutul. Ce cantitate maximă de fructe se poate consuma zile în cazul unui consum? Doar de fructe. Clara, așa cum am menționat, aici nu numărăm caloriile. Mânci fructe? până simți că ți bine. Nici mai mult, nici mai puțin. Dacă simți nevoia să mânci un bol mare cu fructe, mâncă -l. Dacă este prea mult un bol mare cu fructe, mâncă jumătate. Da? Și așa mai departe. Ok? Bun. Ceau, dragilor!